Schitul nașterea Maicii Domnului din stațiunea Sibiana Bazna și-a sărbat astăzi hramul. Cu acest prilej, în alt preasfințitul părinte Laurențiu Mitropolitul Ardealului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și a sfințit catapeteasma noii biserici închinată Maicii Domnului. Ierarhul a săvârșit apoi Sfânta Liturghie la altarul de var al mănăstirii, în prezența maicilor și a numeroși pelerini, care au venit din mai multe zone ale Transilvaniei. Te-am mulțumit bunului Dumnezeu pentru uh, ocazia aceasta minunată de a fi cu toți împreună. Am săvârșit Sfânta Liturghie la uh, altarul de vară împreună cu mulți credincioși care deja sunt uh, închinători și binefăcători acestui Sfânt așezământ mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și pe Maica Preacurată a cărei naștere am sărbat-o astăzi, o rugăm să mijlocească la Mântuitorul Hristos pentru noi și să o crotească lucrarea aceasta sfântă care să se vârșește nu numai în această mănăstire, ci și în toate mănăstirile noastre, care majoritatea sunt închinate Maicii Preacurate. Locașul de cult ridicat în ultimii ani în incinta casei de odihnă a clerului construită de mitropolitul Nicolae Bălan a fost ctitorit de familia Mircea Simion și Călinița Vescan. Piatra de temelie a fost așezată pe 9 aprilie 2010, iar în anii următori a fost ridicată biserica, apoi au fost efectuate lucrările de pictură și de împodobire cu mobilier și obiecte liturgice. Ne-am bucurat pentru că și numărul credincioșilor a fost la fel de mare ca și la hramul trecut când s-a sfințit biserica noastră și am avut prezenții alături de noi și pe ctitorii mănăstirii noastre care ne sprijină mereu și ne ajută și duhovnicește și din mai multe puncte de vedere, pentru că o mănăstire trebuie ctitorită și apoi ajutată în continuare, nu trebuie lăsată așa și cu Dumnezeu a creat lumea și a continuat să pronieze asupra ei așa și Maica Domnului astăzi care s-a născut și ne-a dus bucuria aceasta de împreună slujire. Credincioșii veniți astăzi la schitul de la Bazna au avut ocazia să se închine la moaștele Sfântului Andrei Șaguna, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.